Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Stânga atacul echipa craiovană, pasă pentru Bausa, în care se întoarce Bausa, centrare deviată. Matricard intervine, rămâne însă presiunea foarte bună pusă de craioveni, minge deviată. Fi din nou lovitură de la colț, al treilea corner deja. Gros reușește să respingă. Careul lui se întoarce, șutează însă în blocajul lui Matricardi. Avansează Bușu, se debarasează ușor de marcaj, centrare pe bara a doua, Companio, și respinge Gros prima ocazie. Încă o dată. Bausa pentru Companio, foarte frumos își face pe stângul, apoi șutează incredibil pe lângă poartă. Kovacic, toți jucătorii de câmp de la FCU sunt în jumătate adversă, minge care cade până la Companio, trece Bausa, șansă de gol, Bausa, finalizare superbă a lui Bausa și vine până la urmă, iată golul, destul de târziu. O fază, iată, cu 5 minute înainte de final, pasa lui Companio de pivot, de veritabil număr 9, care protejează în fața adversarului, preluare frumoasă a lui Bausa, finalizare de finețe. Gros este bătut ușor, poate că și el ar fi putut să fie ceva. Oh, Companio, ce poziție bună, însă din nou ratează, nu știu dacă a mai avut vreun meci cu atâtea șanse. Duelurile aeriene în echipa lui Nicolo Napoli, deocamdată însă azul atacă prin Costea, Negru respinge, recuperează însă gazul, Costea trece, să vedem și șutul. Ideea n-a fost rea, trebuie să mai încerce însă, trebuie doar să se obișnuiască mai mult. Cu... Pop pleacă foarte bine Bușu în flancul stâng, vine centrarea la bara a doua, Companio! Intervenția excelentă a lui Eric Gros, încă ocazia lui Companio. A avut Companio ocazia astăzi cât pentru mai mare. Azamoa pentru Companio. Oh, și este gol. Este gol, nu e fault în atac, așa cum a părut. Înscrie Companio 2-0. Cred că Eric Gros a fost incomodat, dar din câte ocazii a avut cu spatele la poarta adversă, înscrie Companio dintr-o centrare a lui Azamoa. Companio cu gol și pasă de gol astăzi.